exact același lucru l-a făcut Oana Gine. E ca șarpele ăla din adică cartea lungă. Gina era în acele momente, se simțea singură, avea nevoie de cineva doar ca să o înțeleagă sau să o îmbrățișeze și ea i-a reproșat. E singură, unde ți sunt prietenele? Păi da, unde sunt cele care te-au montat? Exact. Nu. Pentru că nu i-au montat-o pe Gina împotriva mea. N-am montat-o nimeni, eu atunci nu am făcut decât să iau apărarea. Bine, eu, de exemplu, pot să-ți dau două exemple concrete. Dacă eu, asupra Ginei, nu am spus niciodată nimic, dacă poate puteam și eu să o fac. Și asupra Corinei, la fel, m-am ținut foarte mult până să spun acele lucruri. Și asta s-a văzut și atunci când a fost mireasa săptămânii. Și acum când nu am fost mireasa săptămânii, am primit voturi din partea tuturor. Eu nu mă dau de prietene și nu mă cer pentru prietenii. Dacă cineva mă simte prietenă, ok. Tu, în schimb, ai încercat să măsori prietenia ta cu prietenia mea față de Gina. Te-ai gândit la asta și ți-ai făcut un discurs? Dacă tu te consideri prietena ei foarte bine, pe mine nu mă interesează. Ai așteptat momentul și ți-ai făcut un discurs? Nu mă interesează și nici nu o să-i spun Ginei, vai, ce prietenă ți este Oana sau ce-ți face. Dar eu nu am dat nume, nu am spus Constantina. Dacă te-ai simțit, fix problema ta, ca de fiecare dată. Te referai la mine și Mariana, dar în acele momente pe mine m-ai scos în evidență. Nu, Mariana nu avea nicio legătură, am fost și întrebat. S-a spus în timpul emisiunii, oare apropierea dintre Laura și Constantina i-a provocat un mare stres, este supărat, într-o depresie din cauza, oare a Constantine, pentru poate că asta a dat și depresia. Poate a fost și asta. Da, prieteni, eram și eu și Mariana. Deci eram ținta ta. Foarte frumos. Oana, tu poți să prostești 40% din telespectatori, dar n-ai cum să prostești niște oameni inteligenți. Așa cum ai făcut și sâmbătă în gală, e foarte bine. Acum, Raimond, crezi că cei 40% nu sunt oameni inteligenți? Da, noi suntem inteligenți, n-am zis nimic de cei de afară. Oamenii de acasă știu când jignești și când nu. Știu. Raimond. Dar oamenii de acasă nu mă interesează dacă... Eu nu, dacă vreau să jignesc, o să jignesc tot timpul, nu o să țin eu cont că-ți văzut la televizor sau că mamă ce imagine. Cel mai mic impuls tu m-ai dat la o parte, nu, da? La mie, bă, mie nu mă interesează de interpretări, nu mă interesează imaginea mea. Noi trăiam exact așa cum am trăit și afară și suntem exact așa cum suntem și afară. Nu încercăm să disimulăm ceva. Credeți că afară am alt comportament? Acum ești exact așa cum ești și afară, nu la începutul competiției când ai... Eu sunt aici, așa sunt și afară, poate afară sunt mai rău. Exact așa ești și afară, nu ești fata de la începutul competiției, ești exact ce ești acum. Lasă, Oana, asta e dată de conjuncturi și nu, la un moment dat acumulezi foarte mult stres, tensiune și mai ales că nu ai un scop bine țintit. Asta e pentru toată lumea. Asta e pentru toată lumea. Ești așa cum ești. Păi, dar normal, tu ai un scop foarte bine. Noi n-avem niciun scop. Și nu te interesează. Pe mine nu mă interesează. Și dacă plec mâine, nu mă interesează. Plec cu capul sus, am respect față de mine și mă simt bine cu mine. Nu cred. Când Raimond îți propunea să plecați, te băteai că vrei să rămâi. Nu cred. Deci, da, nu o să-mi cer, Ioana, nu o să-mi cer plecarea pentru că am promis că nu o să mai cer niciodată plecarea. Da, dacă ești să plec, plec. Dar nu sunt sus și mândră de mine că nu am călcat peste cadavre ca să ajung undeva, Oana. Nu am călcat peste cadavre ca să ajung undeva. Tu ai așteptat momentul să ți se dea cuvântul ca să vorbești jumătate de oră despre mine. Da, care e problema? Pentru că am alte probleme care o să le discut săptămâna asta și vreau să închei orice discuție cu tine. Dacă te ajută la ceva să descarci, fă. Și nu că m-aș dă, dar vreau să nu plec cu vederea peste, să plec de aici, când o să plec de aici, să zic de ce nu am spus toate la momentul respectiv. Și în gală, spune ce a făcut. Da, în gală, când a fost vorba, se știe foarte bine că Mariana și Grigore a fost echipa eliminată. Ea a vrut să scoată în evidență prietenia mea dintre mine și Mariana și a zis, dacă îți doreai să plece Laura, de ce nu îți doreai mai mult Mariana? De ce ai lăsat-o pe Mariana? Mariana a ieșit. Păi da, dar în momentul acela ai spus. Nu îți doreai mai mult să pleci, Mariana? De ce ai zis că vrei să pleci în Laura? Am spus pentru că mi se pare că în acest moment ești mai apropiată de Laura decât de Mariana. Nu, sunt apropiată de toate fetele. Dar tu nu ai formulat așa. Nu, de fapt nu ești apropiată de nimeni. Nu, tu ai zis așa. De ce ai dat voturile Laurei? Ei le-ai dat Marianei. Dar tu erai conștientă de faptul că Mariana nu mai poate primi voturi. Ai făcut asta pentru că, într-un fel, induci psihologic oamenilor de acasă apropierea mea. Dar este părerea mea și nu induc nimic. Dar tu știai că și Mariana tot ce este de pe mâna mea în această competiție merge la Constantina, la voturile Constantinii. Știai că Mariana nu primește voturi de la noi. Nu știu că ai afirmat în gală de dar eu afirm ce vreau eu, Laura, nu ceea ce îmi sugerezi. Păi tu mai ca să ești dar o faci în mod deliberat, ai zis. Așa este. Tu îmi sugerezi că ce? Ca data trecută să-i de răzbunare să nominalizezi pe Cristina. De ce îmi sugerezi acest lucru? Nu sugerezi nimic. A fost părerea mea cum a fost a ta. Păi atunci nu te atragi la răspundere tu pe părerea mea. Deci tu știai că Mariana nu poate primi puncte. Totuși a întrebat-o pe Constantina de ce mi-a dat mie punctele, nu i le-a dat Mariana. Și care este problema? Pentru că ai vrut să-i înduci telespectatorii o apropiere între mine și Laura. Păi, dar eu întreb ce vreau eu. Ai fost conștientă că ai mințit? Dar nu e nicio minciună, pur și simplu. Cum este nicio minciună când știai că
Mariana nu poate primească. Este părerea mea, acum că domnușoara Constantina este mai apropiată de Laura decât de Mariana. Da, de nu, eu nu știu, dar tu te contraziști, doar ca să induci oamenii de acasă această idee. Eu am dat, stai puțin, stai puțin, stai puțin. Bun, Oana, sigur, toată lumea poate afirma ce vrea, stai puțin, Violeta. Bun. Toată lumea poate să spună ce vrea, dar acum, dacă Mariana oricum nu mai putea primi puncte că a fost descalificată de către public, de ce ai spus, Constantina, de ce ai dat Laure puncte și nu ai dat Mariana, din moment ce Mariana era în afara cursului? M-am mințit, m-am greșit. A primit în mod deliberat. Păi și dacă am mințit, cei de acasă au văzut. Doamna Mirel, erau trei echipe. Zici și asta e. Erau trei echipe, era Laura, era Andrei și era Alin. Era logic, i-a fi dat Laure. Pentru că cu ea mă, dintre cele trei echipe, cu ea mă înțeleg cel mai bine în momentul ăsta. Da, pentru că te-ai gândit că poate Viorel va pleca și susținătorii... Și eu am precizat că dacă era Mariana... Vom continua discuțiile, fiindcă n-am epuizat încă materialul. Rămâneți lângă noi, așteptăm mesajele dumneavoastră, ne întoarcem după pauză.